Bună ziua! Bună ziua! Stimați reprezentanții instituțiilor naționale, județene și locale, emoționați elevi și părinți, dragii mei colegi, vă invităm să intonăm imnul de stat al României. Începutul anului școlar ne dă emoții tuturor, indiferent de vârstă și de locul în care ne aflăm. Trăim paradoxal în două momente temporale diferite. Pe de o parte, rememorăm anii de copilărie. Pe de altă parte, trăim cu emoție toate clipele celor mici aici prezenți. Astăzi, în curtea liceului nostru drag, primim invitația de a ne implica într-o nouă provocare. Școala, doamnele și domnii profesori, echipa managerială și tot personalul liceului întâmpină cu bucurie acest moment pe toți elevii boboci sau experimentați, dornici să descopere, să analizeze, să creeze, să performeze în acest spațiu cultural trecut prin încercările cunoașterii. Le urăm bun venit tuturor și asigurăm de grijă responsabilitatea și dăruirea noastră. Avem bucuria de a avea în mijlocul nostru invitați dragi. Am să vi prezint domnul inspector general școlar, domnul profesor Mihai Obreja, domnul prefect de Neamț George Lazăr, domnul deputat de Neamț Dan Laurențiu Leoreanu, domnul primar al municipiului Roman, Leonard Achiriloaiei, domnul locotenent colonel Stângu Florin, reprezentant al Inspectoratului Județean de Jandarmi Neamț. În continuare vom da cuvântul oficialităților, invitaților noștri, prieteni și parteneri, care la rândul lor veghează asupra actului educațional și le mulțumim pentru aceasta. Am să-l rog pe domnul inspector școlar general Mihai Obreja, cel care a ales să ne viziteze și astăzi, pentru că a fost și la sfârșitul anului școlar și îi mulțumim. Îl asigurăm de toată seriozitatea noastră și de responsabilitatea pe care o avem în actul educațional și îi mulțumim pentru suportul material în aceste momente grele pandemice pe care le-am străbătut. Dacă vreți, de aici. De aici. Bună dimineața, stimați dragi elevi, stimați profesori, stimați părinți, pentru mine este o bucurie extraordinară să fiu astăzi în mijlocul dumneavoastră. Cred că este una specială pe care am dorit să o împărtășim împreună. Pentru mine cred că într-un fel sau altul s-ar putea să fie și ultimul an școlar la care particip ca persoană activă, ca profesor la deschiderea anului de învățământ și am ales să fiu prezent la Roman Vodă, o școală performantă la nivel județean, la nivel național, o școală în care de câte ori intru am emoții, o școală cu care noi, cei de la Piatra Neamț, am fost în permanență în competiție, o competiție frumoasă care a generat an și an de-a rândul performanță la nivel înalt, adică olimpici național și internațional. De la Roman Vodă, de la Petrolare și Piatra Neamț și de la alte licee din județul Neamț. Mă bucur extraordinar că sunt astăzi cu cei mici de la clasa pregătitoare, de la clasa a 5-a, început de ciclu, cu cei de la clasa a 9-a și haideți să-i aplaudăm noi toți, profesori și părinți, pentru curajul de care au dat ei dovadă să fie astăzi cu noi aici, față în față, cu deschidere pentru ceea ce înseamnă un an în care vom învăța mai mult, mai bine. Eu vă doresc și doresc în primul rând copiilor, celor mici, să se bucure de faptul că s-au întors la școală,
că vom sta, eu așa cred, tot anul la școală împreună, față în față. Mă adresez și profesorilor în același timp să fie alături de copii, așa cum au fost și anul trecut, poate anul cel mai greu în învățământul românesc după Revoluție. Și vreau să mulțumesc și părinților. Cunosc foarte bine ce înseamnă sintagma aceasta, familia romașcană. Aici secretul rezultatelor deosebite în învățământ, în educație, stă tocmai în această colaborare, în această unitate de interese, școală, părinți și autorități locale. Vă doresc un an bun, un an plin de bucurie, sănătate și împliniri cu rezultate deosebite la învățătură. Îi mulțumim domnului inspector și vreau să îi dau cuvântul domnului primar Leonarda Chiriloae, partener al Colegiului Național Roman Vodă, ambasador al proiectului Te ajut să înveți, proiect implementat de Primăria Municipiului Roman în toate școlile din municipiul, proiect prin care copiii meritoși primesc rechizite de la Primăria Municipiului Roman. Mulțumesc! Dragi elevi, dragi părinți, stimate cadre didactice, bine v-am regăsit la un nou început. Mă bucur tare mult să fiu aici alături dumneavoastră în această școală minunată, o școală de prestigiu, așa cum spunea și domnul inspector general al județului Neamț, școală de care sunt legat sentimental, fiind absolvent a acestui colegiu. Sunt plăcut surprins de modul în care v-ați organizat și cum ați pregătit acest început de an școlar, poate având în vedere că anul trecut nu am beneficiat de o astfel de deschidere, dar totodată vreau să vă felicit pe toți, cadre didactice, echipa de management, pentru modul în care coordonați activitatea acestei instituții. Vă felicit și pentru activitățile pe care le-ați organizat pe parcursul vacanței școlare, care au fost de un real succes, și aveți convingerea că voi fi un partener al dumneavoastră pe toată perioada mandatului meu primar. Așa cum știu cu toții, colegiul va aniversa anul viitor o cifră rotundă frumoasă, 150 de ani, de aceea cu toții trebuie să întâmpinăm acest moment cum se cuvine. Și dacă am modernizat corpul A, corpul B, pregătim proiecte pentru corpul D, am considerat necesar să avem și o poartă de primire, să-i spunem așa cum se cuvine, de aceea încercăm acest an să reabilităm gardul acestui colegiu pentru a avea într-adevăr o imagine a unei instituții moderne și de prestigiu. Vreau să vă mai spun câteva cuvinte și sunt convins că dacă anul trecut nu v-a fost ușor, am fost cu toții încercați, am avut mari încercări și ne-am dat testul abilității și capacității noastre de organizare. Anul acesta împreună sperăm să putem face întregul an fizic pentru a beneficia la maxim de ceea ce poate oferi această instituție de învățământ. Eu vă urez multă sănătate, succes și felicitări pentru tot ce faceți. Dăm acum cuvântul domnului prefect al județului Neamț, George Lazar, a cărui prezență ne bucură și ne dă siguranța că întotdeauna vom găsi ajutor la nivel județean. Îi mulțumim pentru susținerea oferită în perioada sensibilă determinată de factorul pandemic mondial și îl felicit pentru că este absolvent al Colegiului Național Roman Vodă, promoția 1999. Mulțumesc, doamna director! Sărătmâinile și bună ziua vă spun și eu! Salutare copii, salutare generație tânără, mă bucur și în afară de bucurie, sunt încărcat, vă spun sincer, în suflet de emoție, pentru că 4 ani de zile am fost elev al Colegiului Național Roman Vodă, am absolvit Colegiul Național Roman Vodă și întotdeauna vin cu mare dragoste în Colegiul Național Roman Vodă, întotdeauna sunt alături de echipa managerială de la Roman Vodă, dar întotdeauna pășesc cu emoție și atunci când trec pe lângă liceu am emoția normală de bun simț în suflet, pentru că aici sunt multe din amintirile frumoase din viața mea.
Vă doresc tuturor deopotrivă, echipei manageriale, domnilor, profesori, dascălilor, elevilor, copiilor și deopotrivă părinților, să aveți un început de an școlar 2021-2022 bun, cu succes, să avem un an școlar fără probleme, pentru că anul trecut, după cum bine știm toți, a fost un an de încercare, un an cum nu l-am mai avut, nu l-am mai cunoscut până în prezent, dar lucrurile arată astăzi, spun eu, înspre bine. Avem o incidență la municipiul Roman, așa cum am făcut și anul trecut și în colaborare și cu domnul deputat și cu domnul primar, am ținut lucrurile cât am putut de bine și de mult sub control. Avem un an care, iacă, debutăm în acest an cu prezență fizică și așa sper să fie pe întreg parcursul anului școlar. Doamne ajută, succes tuturor, mulțumesc de invitație, doamna director general, succes tinerilor! Îl invit să ne adreseze câteva cuvinte pe domnul deputat Dan Laurențiu Leoreanu, profesor al acestui colegiu, care ne-a sprijinit necondiționat de atâtea ori, de câte ori l-am rugat să o facă. Să rămână, bună dimineața, bun venit, dragi copii, dragi școlari, dragi elevi, colegilor mei, cadre didactice, vă urez un an cu sănătate și cu spor. Personalului didactic, auxiliar și nedidactic, de asemenea urez sănătate, putere, înțelegere și deopotrivă părinților, celor care în acest parteneriat strâns asigură succesul școlar împreună cu copiii și, bineînțeles, cadrele didactice. Colegiul Național Roman Vodă reprezintă fanionul învățământului romașcan, recunoscut la nivel județean și la nivel național, aici unde înalta performanță este dusă cu demnitate, dar în normalitate. Vă felicit pentru rezultatele frumoase și pentru succesele obținute de-a lungul timpului. Ne lipsea acest început de an școlar, în care să venim cu emoție, cu energie pozitivă și sigur să determinăm un start bun de an școlar. Iată cum se înalță acest balon, așa să se înalțe visele și spiritul dumneavoastră să fie mereu ascuțit, treaz și să meargă spre înalta performanță. Bunul Dumnezeu să vă dea un an frumos! De altfel, la Roman Vodă, mereu rezultatele au fost acasă și în această vară felicităm conducerea cadrele didactice care s-au implicat, s-au organizat cursuri, școală de vară și au pregătit acest an școlar. Un an școlar care așteaptă energiile să se descătușeze, un an școlar pe care toți îl așteptăm cu mult drag, iată, suntem din nou împreună. Poate dacă pandemia a dat o lecție, a dat-o aceasta, că însingurarea, izolarea, nu poate să ne aducă fericire, nu poate să ne aducă o trăire frumoasă. Împreună suntem mai puternici, împreună suntem fericiți, împreună învățăm bine și împreună obținem succese frumoase. Multă sănătate tuturor și succes în nou an! Dumnezeu să binecuvinteze Romanul, Roman Vodă și pe toți romanvodiștii! Primii pași spre cunoaștere sunt sfielnici, timizi, dar încrezători. Descoperim în jurul nostru astăzi priviri curioase, dar curajoase, cu ghiozdane voluminoase. Le urăm bun venit celor mici. Vreau să-i asigur pe colegii mei de toată susținerea echipei din care fac parte. Sperăm să le rămână celor mici în suflet una din cele mai frumoase amintiri ziua aceasta, pe care să o trăiască în fiecare toamnă până peste 12 ani. Îi primim cu drag în echipa valoroasă a romanvodiștilor pe cei mici și vreau să le urez pe final colegilor dascăli un an plin de experiențe inedite alături de aceste minuni pe care le primim astăzi în brațele noastre și pe care sperăm să vi le redăm mai buni, așa cum meritați. Un an bun școlar să avem cu toții, în sănătate. Pentru că invitații sunt într-un tur de forță în școlile romașcane și nu doar, ci și în județ. Le vom mulțumi încă o dată cu aplauze și vom continua apoi noi organizarea.